scuzați, vă rog, numai o clipă. Op, îmi spuneți, vă rog, când e bine, când e momentul potrivit. Da. Da, scuzați că am ieșit atât de târziu, că, vedeți, trebuie să urmărim toate evenimentele care se consumă în momentul ăsta în Parlament. Trebuie să punctăm câteva lucruri. Primul lucru, ceea ce s-a întâmplat azi dimineață cu asumarea. Noi am venit la ședință, așa cum ați văzut, și am încercat și în ajunge de asta să mai argumentăm încă o dată că ceea ce a propus președintele Dodon azi dimineață este ridicol. Insiști pe asumare, după care spui că în curs săptămânii astea vii cu o altă lege care să țină cont de propunerile relevante din partea deputaților. Apare întrebarea la ce mai insiști pe asumare dacă tot săptămâna asta propui, vii cu propunerea de a reveni și a amenda iarăși legea bugetului. Sigur că în această asumare nu s-au regăsit acele lucruri pe care noi le-am atenționat și le-am vociferat. Asta ține de pierderile, compensarea pierderilor pentru agricultori. Ați văzut și ieri au apărut o știri de calamitățile care s-au întâmplat la Ștefan Vodă, da, și pagubile care le urmează încă să le estimeze agricultorii. Nu s-a regăsit nici suportul pentru business, în timp ce pentru Arena Chișinău, spre exemplu, ei au găsit 70 și ceva de milioane. Și aici apare logica întrebare, de ce e atâta grijă și corectitudine în raport cu un investitor străin? Și nu vedem aceeași abordare, aceeași grijă față de businessmanii sau oamenii de afaceri din Republica Moldova. Când vorbim de micii proprietari, de, nu știu, de localuri de agrement, când vorbim de tot felul de servicii, de reparație automobililor, frizerii și așa mai departe. E cu totul altă abordare. Și să nu spună că ceea ce au alocat pentru investitorul străin turc nu face parte din legea bugetului. Dar astea nu sunt banii publici care noi la fel îi avem și îi alocăm din impozitele noastre. Sunt aceiași bani. Noi nu o să venim cu moțiune pe această asumare, pentru că suntem oameni care înțelegem cât de important este acel ajutor care va fi oferit medicilor, profesorilor, altor persoane din prima linie. La fel vreau să menționez că, sigur, am avut o discuție mai aprinsă cu referire la codul electoral. Noi am încercat să argumentăm, să propunem amiabil să trecem aceste discuții pe săptămâna viitoare, nu să scoatem de pe ordine de zi. Ați văzut, ei au insistat să fie discutat astăzi. Este regretabil pentru că s-a cerut, în opinia noastră, niște consultări publice. Iar despre... Bănuiesc că aveți mai multe întrebări la subiectul ăsta, ați văzut și lucrurile noastre, cuvântările noastre. Am să-l rog pe colegul Sergiu Litvinenko să vorbească mai în detaliu. Sergiu. Mulțumesc. Într-adevăr, legat de codul electoral, este regretabil această poziție a majorității parlamentare, pentru că noi, când în comisie am examinat acest proiect, noi am convenit cumva și domnul președinte a comisiei a promis va organiza dezbateri publice așa încât să vină toate, mă rog, toți actorii implicați, toți cei care au expertiză pentru a analiza toate aceste amendamente. Din păcate, dezbateri nu au fost organizate. Astăzi noi la fel am încercat să extindem sau să amânăm examinarea acestui proiect până în momentul în care vor exista aceste dezbateri și vor expune toți cei care au expertiza necesară. Nu a fost să fie. Prin urmare, am văzut că s-a votat acest proiect. Partea cea mai proastă este următoare. Deși acest proiect are și prevederi bune, există riscul ca pe fondul acestor prevederi care sunt discutabile, inoportune sau, în unele cazuri, chiar provoacă îngrijorări,
acest proiect fie să nu fie votat, fie dacă va fi votat să nu existe un consens în ceea ce privește susținerea acestuia așa cum se cuvine și așa cum se recomandă în raport cu toate modificările legilor electorale. Care sunt acele prevederi? Foarte pe scurt, eu am avut și întrebări, am avut și o declarație la finalul ședinței. În primul rând, reducerea zilei votării sau termenului votare. Deci acum este de la 7 dimineața până la 9 seara, se propune să fie de la 8 dimineața până la 8 seara, da? Deci cu 2 ore. Și asta pe fondul pandemiei și chiar nu este clar această propunere. S-a mai manipulat în plen pentru că s-a spus că asta a propus și societatea civilă. Societatea civilă a propus micșorarea orelor de votare, însă la pachet cu votarea timp de 2 zile. Da? De ce este ceea ce se practică în mai multe state, în situația în care această pandemie ne obligă să păstrăm această distanță fizică, respectiv să nu creăm cozi și micșorarea este face invers, da? Deci este un deserviciu acestei necesități, respectării acestei. Avem o diminuare a rolului sau obstrucționare, dacă vreți, a activității observatorilor, în special naționale, internaționale, în cadrul scrutinilor electorale, ceea ce este o problemă. Mai departe, nu este rezolvată problema contestațiilor care rezultă din adresele Curții Constituționale. Deci este propusă o formulă, dar după noi ea nu este suficientă. Deci s-ar putea să avem aceleași probleme care le-a semnalat Curtea Constituțională în 2016. Nu s-a remediat, haideți să spunem așa, opiniile, propunerile care au venit din partea mass-mediei legat de dezbaterile electorale. Da? Deci nu există o soluție. Proiectul conține o soluție, dar am impresia că ea nu este una susținută de către majoritatea celor care, de exemplu, urmează să organizeze dezbateri electorale. Ce mai era acolo? Deci nu este rezolvată problema transportării organizate sau riscului transportării organizate de către conaționalilor, haideți să spunem așa, noștri care locuiesc în stânga Nistrului. Noi, ca să fim foarte exacti, deci noi nu suntem împotriva votării ca atare a conaționalilor noștri care locuiesc în stânga Nistrului. Problema nu este aceasta. Problema este că în situația în care acești oameni sunt aduși masiv, așa cum s-a întâmplat în alegerile din februarie 2019, asta afectează caracterul liber exprimat a votului și în fond este o încălcare. Deci dreptul de vot nu este un drept absolut în situația în care opțiunea de vot este influențată. Asta în fond înseamnă deja vicierea procesului electoral. Asta este o mare problemă. Bine, astea sunt cele mai mari lucruri. Și mai este una. Se propune ca anularea înregistrării unui concurent electoral să nu se mai facă prin decizia instanței judecătorești la propunerea organului electoral, dar prin decizia organului electoral, ceea ce la fel trezesc unele îngrijorări, pentru că, da, instanțele sunt așa cum sunt, nu sunt cele mai independente, dar să dai această competență unor organe electorale care de obicei sunt numite pe criterii politice este, cred că, prea de tot. Regretăm această situație. Era bine dacă se făceau aceste consultări și acest proiect era susținut de către toți cei care sunt în Parlament. Noi vom insista în continuare pe de o parte să facem consultări. Vom vedea dacă ăștia nu vor, dacă președintele comisiei nu va da curs propunerii noastre, vom face noi aceste consultări, vom chema și Comisia Electorală Centrală și organizațiile care au expertiză. Și în funcție de aceasta vom veni cu acele amendamente care să rezolve inclusiv aceste chestiuni pe care le-am menționat. Da, mersi. Asta a fost în linii mari. Vreau să vă întreb dacă
exemplu, și altă opoziție, opoziția nu sunt de acord cu acest modific, deci sunteți gata să atacați în curtea constituțională, să vă lăsați când vă referiți la codul electoral? Da. Dacă le vom ataca, bine, poți le ataci pe motive de neconstituționalitate. Deci pot fi prevederi proaste, inoportune, dar constituționale și pot fi prevederi invers, neconstituționale, dar care sunt oportune. Deci analiza de constituționalitate încă trebuie realizată, dar chestiunea cu votul afectarea caracterului liber exprimat a votului este deja o problemă de constituționalitate. Noi vom decide, noi la început vom încerca să promovăm amendamente, pentru că sunt, cu siguranță sunt amendamente care sunt benefice. Deci este inadmisibil. După mine, în situația în care suntem și probabil, din păcate, vom fi în luna noiembrie, când pandemia nu se va duce în totalitate. Sperăm să avem puține cazuri, dar nu cred că vom scăpa cu totul. Să ei se micșoresc ziua votării, mi se pare o chestiune negândită, cel puțin. Am răspuns atâtea ori la întrebarea asta. Deci, foarte scurt, noi cu Dodon am avut chiar coaliție semnată. Chiar am avut și un program de guvernare. Acolo era scris realizarea reformei justiției, alegerea unui procuror general independent. În momentul în care am trecut de la vorbe la fapte, adică deja am trecut de partea legată de cadrul legislativ și trebuie să găsim un procuror independent, Dodon s-a speriat că normal un procuror independent avea să-l întrebe de culioc, avea să-l întrebe despre privatizările care le-au făcut prin anii 2008 când era la Ministerul Economiei, despre așa numitul contract de prestări servicii, unde el ca și cum presta servicii didactice științifice la Institutul pentru Statistică și primea bani fără efectiv ca să meargă măcar o zi acolo. Da? Deci avea să-l întrebe foarte multe lucruri. Și atunci când a văzut că exista riscul să vină un procuror general independent, ce a făcut Igor Dodon? S-a speriat, ne-a dat jos, s-a aliat cu partidul lui Vladimir Plahotniuc și acum se plânge că Plahotniuc îi fură deputații. Dacă aveam un procuror independent, furturile deputații nu aveau să mai fie. Bine, probabil nici Igor Dodon nu avea să fie în libertate, dar ăsta e, știți cum, riscul meseriei. Omul, dacă comite ilegalități, trebuie să-și asume consecințele că va veni cineva și să-l întrebe dacă ai făcut ilegalități sau nu. Dar admiteți posibilitatea discuției? Nu. Și platforma a anunțat că săptămâna viitoare va concentra și așteaptă semnăturile voastre în funcțiunea de cenzură, care nu vor fi asumare răspunderii, dar în general pe aplicare de Deci noi am făcut un schimb de opinii, am zis că rămâne varianta asta în picioare, atâta tot, trebuie să ne asigurăm că avem voturile necesare pentru a da jos și avem voturile necesare pentru a numi un nou guvern. Deci opțiunea de a-l da pe Chicu jos, da, este în picioare, el singur a zis din prestațiile de la televiziune de aseară bate deja în retragere, își concediază angajații, echipurile pleacă singuri, dar începe a părăsi corabia. Da. Deci da, Chicu, eu vedeți, și din prestațiile și din pozițiile președintelui, președintele vrea să distanțeze de Chicu. Da, e o povară care îl trage bine mersi în jos. Da, asta presupune un dialog pe platformă parlamentară cu deputații. Pentru că vă dați seama, e inclusiv cu PDM, pentru că asta e, am mai spus-o, ai o șansă, dacă nu o folosești rațional acum, următoarele 6 luni nu mai folosești. Da, nu poți reveni iar cu același instrument pe același temei. Da, trebuie să comită, să întâmple iarăși o gafă să ofere prim-ministru, ca noi să avem temei. Deci va trebui foarte atent să măsurăm, să discutăm, să ia foc, într-adevăr, această inițiativă. Și mai vreau să vă întreb, deputat din fracțiunea PAS, Dumitru Larba, a primit și a publicat răspunsul de la Secretariatul Parlamentului privind camerele video care urmau să arate cu
a părăsit o dată din iulie și când Gățcan clădirea ca vânătului. Și a primit răspuns că, de fapt, nu, este, nu sunt stocate datele video, adică doar sunt în regim online. Cât de credibilă vă se pare această explicație și dacă putem să considerăm că funcționează normalul? Nu mi se pare credibil că atunci, eu nu cred că nu este, cum să zic eu, o perioadă de timp în care lucrurile astea se stochează. Da. El nu poate fi un an de zile, spre exemplu, dar un minim din, nu știu, o lună. Da, ele se stochează acolo, pe urmă să zicem că nu mai are spațiu de stocare și se copiază iar deasupra. Deci nu-i credibil argumentul. Noi o să insistăm. Dumitru Alaiba, el e bun în a insista, credeți-mă, și o să le fac zile friptic cu întrebări incomode în care o să vedeți că eu să apară trișarea asta la suprafață, departamentul IT, nu poți așa pur și simplu să spui că nu mai este vii. Și dacă e trișarea asta este grav, pentru cel mai probabil asta e... Că ascuns-o, da, ascuns ceva. Bine, ascunderea unii... Unui lucru care s-a consumat în Parlament. Cum zic eu, obiect de cercetare pentru domnii procurori. Și vreau să vă întreb, cum ați observat comportamentul domnului Gățcan? Pentru că el nu iese la declarații, nu iese în general, putem să... Of, este închis, ce să vă spun? Nu, n-am încercat. Dânsul, în general, nu este așa vocal. Ca să zic că nu e vocal deloc, nu e vocal, da. Poate în altă ambianță, sunul naturii mai vocal, dar în spațiul ăsta, unii, prin definiție, trebuie să spui ceva, nu numai să dai din cap și să zâmbești, nu-i vocal. Este o pată pe tot Parlamentul, ceea ce s-a întâmplat cu dânsul, dincolo de procurorii trebuie să ne spună cât a luat, cine l-a intimidat, unde l-a dus, câte țări a vizitat, amu, cât a fost lipsă, că n-a fost doar o țară, așa am înțeles, mai multe țări a vizitat. Geografia călătoriei și așa mai departe. Deci este... Dacă procurorul să mă întreb, eu am să le spun. Ca să, iarăși am să spună că nu mai este relevant ce le-am spus, ce am spus în spațiu public și nu mai poate fi, cum zic eu, folosit ca probă. Cam asta fac procurorii noștri. Gata, a zburat vestea și asta nu mai poate fi folosit probă în instrumentar. Dar dincolo de asta este o rușine, da, este un caz grav. Deci, dacă cu un deputat se întâmplă astfel de aventuri, nu știu cum să le zic eu, este umilit de unii, pe urmă de alții, pe urmă dispare, pe urmă apare, instituțiile statului sunt, cum zic eu, impotente în a spune foarte clar unde se află, ce face, cum face, atunci este grav dacă un demnitar cu, cum zic eu, o imunitate, are totuși un nivel de protecție, se întâmplă așa ceva. Dați seama ce s-ar putea întâmpla cu un om simplu, dar dincolo de asta asistăm la o reglare de conturi dintre două grupări. Gruparea Dodon, gruparea Plahotniuc. Iată, asta se întâmplă acum. Și vreau să vă întreb pe domnul Rătinean, că mi-am comisit și dacă dumneavoastră ați văzut, pentru că domnul Bulem, președintele comisiei, anunța că este cererea de renunțare la demisia sau la renunțare la mandatul domnului Gățcan. Ați văzut acest document? Este o explicație noastră? Nu am văzut, dar trebuie să avem încredere în domnul Bolea. Dacă domnul Bolea declară că există așa o cerere, trebuie să o luăm ca atare. Eu n-am văzut ca atare nici cerere de demisie și nu am văzut nici cerere de renunțare la demisie, ceva de genul ăsta. Dar, bine, sigur că dacă a spus domnul Bolea lucrul ăsta, înseamnă că există o cerere. Că e semnată de Gățcan sau că tot de Cornel Furculiț e semnată. Nu știu. Dar cu siguranță probabil este o... Oricum, legat de acțiunea dumneavoastră, trebuie să vă întreb, dacă sub paravanul pandemiei, noi nu avem acces. Și din cauza asta, nu avem, practic, imagini care să ne... cum s-a comportat domnul Gățcan în sala de ședință, în multe lucruri care, sub ochii presii, arată altfel. În genere, noi astăzi, nici și la monitor, dacă am văzut câteva secunde, în rest, noi n-am văzut. Da, ne-au venit un pic în întâmpinare și ne-au luat aparatele și au făcut câteva imagini. Dar oricum, se poate
Eu înțeleg că e pandemie, înțeleg toată chestia asta, dar măcar câte un reprezentant al presii categoric, da. Să aibă acces în sală de... Categoric, da. Categoric, da, și ați fi... Fotograful Parlamentului, eu înțeleg, el își face meseria bine totul, dar când iese unul care nu deține, nu depinde de salariul din Parlament, altă imagine va face. De acord. Da. Și eu cred că dacă fotograful Parlamentului va să-mi dea un, o imagine care practic nu-i place deputatului, el poate să fie concediat. Pe mine nu mă poate concedia. De asta rugăm sensitația să... Bine. Asta ca să avem acces neapărat în sală de ședință în plen. Măcar câte unul, fii cu reprezentanți la serviciul de presă, dar să avem acces. Pe rând, 1, 5 minute, 10 minute, pe urmă, altul, așa, dar permanent să fie un reprezentant al presii. Nu al serviciului de presă, dar al presii în sală de ședință în plen a Parlamentului. Mersi. O să insistăm și, într-adevăr, aveți dreptate dacă reprezentanții autorităților, dacă reprezentanții autorităților centrale care vin și prezintă, apără, răspund la întrebări, sunt acolo, este spațiu suficient și sunt posibilități logistici, cum spuneți dumneavoastră, fiecare având la dispoziție un anumit timp, limite de timp, să intre, să facă poze și să ia imagini, pentru că cu mască, cu toate măsurile de protecție. Sunt de acord și vom insista la birou permanent. Bine, mersi mult, o zi bună, la revedere!